să vedem despre ce e vorba în acest număr de toamnă al revistei A-List, în parc, la roba de cultură, cu distanță între noi, dar cu aceeași legătură foarte apropiată pe care o păstrăm. Vorbim despre aceste multe locuri din țară pe care le-am descoperit, vorbim despre vacanțele în rulota, am văzut că foarte multă lume anul acesta a mers cu rulota prin diverse locuri. Trebuie să vă spun că vorbim și despre faptul că mie mi-a lipsit foarte mult teatrul în această perioadă și cred că multora dintre noi, acelora care am crescut cu această dorință de a fi într-o sală de teatru. Sunt și foarte multe, să le zicem, lucruri superficiale, așa cum ieșea de bine oricărei reviste glossy, așa că normal că o să vorbim și despre cu ce ne dăm prin păr să avem cel mai păr, cu ce ne mai dăm pe piele să ne strălucească cum nu se poate mai strălucitor și așa mai departe. Vorbim despre femei care și-au lăsat viața din corporații ca să înceapă propriile business-uri. Vă mulțumesc foarte mult! Eu sunt Robert. Deci tu ești Robert. Și tu ești Crina. Da. Wow. Nu-mi vine să cred că ne cunoaștem în sfârșit. Da, ce ciudat, nu? Adică nu știu, am senzația că ne cunoaștem bine de tot și de fapt noi acum facem cunoștință. Exact.